Uite, Ștefan, uite ce floare frumoasă, îți place ea, uite, e da, roșie, e culoarea, păi, nu, da, ce? Floarea asta ce? Ce s-a întâmplat, Oana? Uite, un cățel! Unde? Unde? Mă, a, what? Uite-l. Uite, un cățel! Dă-te, bă, Ștefane, că nu văd cățelul! Bă, bă, da, de este că, cred că trebuie să tăiem iarba asta pe aici. Dar chiar e al nimănui! Da, adevărat, este foarte mare. Fuge, Cuțu? Ce face Cuțu? Ia uite-l! Mă, uite ce drăguț e, că tot încearcă să fugă, uite-l! Oana, Oana, poți să-l faci al tău? Mă, ce? Ce? Ai auzit? Ce? A fost Ștefan... Mă, ce e ăsta? Mă! Mă! Uite, uitați un șarpe! Mă, ce se întâmplă? Mi-e frică, mă, da, cred că... Eu are limba scoasă pe afară. Bă, stai puțin. Oana, da, unde e Ștefan? Unde e Ștefan? Oana? Mă, ce-a făcut, mă, ce-a făcut, mă, cu Ștefan? Au, eu sunt, bă! Mă, ce? Mă, ce? Ăsta! Nu știu. Ce-ai făcut, mă, de ce-i șerpălău? Nu știu, m-am mușcat ceva. Doamne, uitați-vă la el, e șarpe, uite cum dă din codiță. Doamne. Hai că furnica, tu nu vezi că șarpe. Mă, Oana, acum chiar nu mai mi-e frică. Eu sincer nu înțeleg, adică, de ce e așa de mic, adică de la o gorilă gigantică la un șerpălău micuț? Ia zi, șerpălău, Ștefan, îți place fărăcica asta, ia zi, că e șarpe. Nu. Păi, dar ce mănâncă șerpi? A, de fapt, cred că... Oh, nu. Pe tine. Oana, ia câinele deoparte. Ia câinele deoparte, că o să mănânce câinele. Nu. Fugi, Oana, fugi cu câinele, fugi. Oana, vino cu repede. Oana, ce facem? Bă, dar mai ce facem cu șerpălăul ăla? Lasă-mi pace. Bă, dar chiar, cred că e vina noastră, Oana, că n-am tăiat iarba de pe aici și s-au adunat numai șerpi pe acolo. Da, dar nu vă ocupați din nimic. Păi tu trebuie să te ocupi, mă rog, adică Cristinel trebuie să se ocupe. Mă, da. De fapt, da, e vina lui Ștefan, că din cauza lui pe el a mușcat, el trebuia să se ocupe. A, da. Da, tu trebuia să te ocupi. Da, Ștefan, nu mergi, bă, nu mă mușca, pleacă de aici. Bă, lasă-mă. Nu. Lăsați-mă în pace, vă rog eu. Plecați, fraților. Nu ajutați-mă, apăsați să repete pe butonul ăla de like, ăsta mă urmărește. Ia că iau mașina și fug. Ia că pleacă-mă de aici. Pleacă-mă de aici. Uite, mă, el vrea să mă transforme pe mine în șarpe. Auzi la el, dispar, mă, piticane, ce ești tu? Ne săracu e șarpe. Bă, sincer, trebuie să facem cumva, fraților, să-l ajutăm. Nu știu exact cum o să-l ajutăm, da? Dar... Bă, mamă, cum e aici? Nu, păi stai, mă, că eu vreau să... Bă, eu vreau să te refac, să fii iară om și tu vrei să mă muști? Nu, vreau să fii și tu. Nu! Da, am, frate. Ai de capul meu! Ai de capul meu! Nu! De ce sunt... De ce sunt șarpe? Bă, dar codița mea nu se mișcă, vreau și să se miște codița mea. Ai, bă... Ana, trebuie să găsim o modalitate să ne revii pe amândoi ca și cum, că nu-mi place să fiu șarpe. Adică, ce pot să fac? Ideea este că pot să fac o chestie, adică să fac asta, să-l muști. Te-am mușcat, ești al meu. E curios, Ana, eu nu cred că pot să-l transform pe el, adică... Cred că mușcătura mea nu funcționează sau ceva? Nu știu, ar fi bine să nu funcționeze. Păi atunci nu se mai poți mai mușc pe tine, dar uite ce drăguț sunt-te cu limbuța scoase așa. Nu ești drăguț. Haide, încoace. Bă, ce vrei, bă? Bă, din cauza ta am devenit așa. Așa și? Da, Ștefane, nu mai vina ta. Păi găsește un antidot acum, unde-i Cristinel? Mă, ce? Păi nu știu eu un antidot. Ești bine, Cristinel? Mă, ce? Ce mi-ai făcut? Oh, ce mi-ai făcut? Mă, dar de ce are 3 capete? Mă, ce-i ăsta? Ai de capul meu! Păi ce să ne mai mușc că suntem șarpe? Vai de capul meu! Bă, ideea e, Ștefane, că până la urmă trebuie să rămână cineva să ne ajute să devenim înapoi, așa că, Oana, te rog, găsești și tu un antidot pentru noi, că, uite, suntem mici șerpălei și poate vrei să te mușcăm. Vrei să te mușcăm? Nu, sunt bine, mulțumesc, nu? Vino cu să te mușc, Caută un antidot, Oana. Veniți încoa, șerpălăilor. Deci am auzit că șerpii sunt foarte, foarte buni prieteni cu... buruienile astea mari, ce credeți? Oare o fi adevărat? Ia să vedem. Mamă, cât de șmecher merg pe aici, uite, bum, merg așa printre buruieni, uite, bam. Da, nu prea mamă, păi asta e și ideea, Ștefane.
Doamne, deci știi tu cum văd efectiv pământul, mă uit la fiecare pixel din pământ, uite te tu. Vai de cap, băi, ideea e că nu prea îmi place să fiu șarpe, adică sincer, fraților, aș vrea să-mi revin. Bă, ne-am pierdut în iarbă, pe unde bă, sunteți? Unici, bă, sunt aici, uite aici sunt, salut! Oare o fi găsit oana vreun antidot, pentru că probabil s-a uitat la locul meu de crezi o poțiune acolo. Sunt super, super curios dacă o fi găsit un antidot. Nu vreau să stau șarpe toată viața mea, că sunt urât șarpe, sincer. Ești urât și normal. A, da? A, ia că te muși, mă, de 10 ori, ia că te transuși pe tine în 3 capete. Mușcă-mă. Mă, te muși, chiar vină, mă, cu ia că te muși, mă, de 10 ori, vină, mă, cu că nu te mai supăr. Bătaie între șerpi. Bătaie între șerpi. Bătaie între șerpi. Unde bă, ești, mă? Bă, ia vină, mă, unde ești, mă? Unde-i mă ăsta? Ia bate jos, mă. Gata, băi. Băi. Ia vino, mă, bă, ia vino, mă, ia vino, mă. Bă, 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 șerpăleu mic. Bă, lasă, bă, șarpe, lasă-mă, lasă-mă, dă, bă, pleacă de aici. Că m-ai transformat în șarpe, din cauza ta sunt șarpe. Dispari din casa mea, dispari. Dispari. Hai, lasă-mă. Băi, ți-am găsit ceva, ok? Ai găsit un... Ia, ce? Adică, am încercat să fac ceva, sper să funcționeze. Păi și poțiunea aia cu ce să ne ajute pe noi? Păi ar trebui să reveniți înapoi oameni. Bine. Păi da? Bine, 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 nu mă deranjează, nu mă deranjează. Da. Ok, hai să vedem. Ia, dă poțiunea cu a... Mă, what? Da... Opa. Mă, ce-a făcut? Mi-a dat cu poțiunea în cap. Mă, ce face? Mi-a dat poțiunea. Ia că am luat-o. Ia că o beau, ce se întâmplă oare? Vai nu, vai nu, vai nu. Mă, ce? What? Oana? 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 Sunt... Bine că nu pot să ies din casa una, mea, nu pot să ies din casa mea, sunt prea mare! Bă! Oh my god! Nu pot să ies din casă! Ajutor! 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 Spargeți casa că nu pot să ies din ea, că sunt prea mare! Da, o să mă duc să caut altceva. Ai de capul meu! Sparge toată casa, sparge tot, sparge și ușa aia! Ai de capul meu! Doamne, nu mai supăr, bă, da, parcă... Mă, ce? Parcă sunt mai mic ce? Acum, sau mi se pare mie... Mă, eu nu înțeleg. Ba, nu, eu sunt mai mic ca tine. Ai, ești mai mic ca mine, păi... Dar de ce ai fi fost tu mai mare? Că eu am consumat poțiunea, nu tu. Dar unde-i... Unde-i Oana? Oana a fugit, deci ne-a dat o poțiune falsă și acum a fugit de noi. Nu poți trec de copacul ăsta! Nu supăr copacii, urăsc copacii, plecați-vă de aici. Unde-i, mă, Oana? Unde-i, mă? Hai să o mușcăm, mai unde e? Unde e? Unde e? Unde a fugit, mă, Oana? Casă la unde o fi? Hai de capul meu, fii acasă la ea, ia să intrăm, mai să intrăm aici la ea acasă. Oana, unde ești? M-ai transformat mai mare, o să te muști din cauza asta, nu pot să intru! Doamne, nu pot să intru! Mă, ce? I-am intrat, Doamne, sunt prea mare! Ai de capul meu, fraților! Nu mai pot să intru în propria mea casă și nici în casa altora! Sunt efectiv un șarpe gigant! Dar unde mai sunt de-alea de făcut poziții? Că ai oameni? Nu știu, păi da, nu pot să intru în casa mea pentru că sunt prea mare, gen, adică nu știu de ce nu pot să intru, adică teoretic nu sunt așa mare, dar nu înțeleg de ce nu pot să intru în propria mea casă! Doamne, de ce cred eu că Oana a fost în spatele tuturor chestiilor? A, uite-o pe Oana! Oana! De ce m-ai făcut mai mare? E vina ta! E vina ta! E vina ta! Din cauza ta suntem toți șerpi! Uite, acum suntem șerpi, uite! Păi, Oana, tu cumva spune-ne adevărul, te rog, Oana, uite, pentru că uite în ochii mei de șarpe, uite-te și spune-mi adevărul, ok? Spune-mi adevărul! Cumva șarpe la care l-a mușcat pe domnul Ștefan a fost pus de tine? What? De? Deci, Oana. De ce? Oana? Nu, ascultă-mă. Vrei să dau în tine? Vrei să te mușc? Zi, vrei să te mușc? Nu. Păi de ce? Din cauza ei suntem șerpi. Au, care-i da, mă? Dar mă jucam și eu prin chestia lui Ștefan și nu știu ce am pus prin iarba aia. Ce? Păi și cum adică, dar ce era? Era un șarpe la fel ca noi sau era mai urât sau mai... Habar n-am, nu știu. Nu știu, era un foarte mare. Doamne. Bă, Crisnel, taci că te muși și te vii, o să ai 10 capete dacă te muși chiar. N-auzi? Ce mă întrebare? Ce mă, te bate mai rău? Bă, pleacă. Mă, ce? Ia ce aia? Nu. Parcă nu sunt pregătit, sincer. Eu nu sunt. Mă, de ce e Crisnel mai mare? Mă, ce? N-am făcut nimic eu. Păi să te mori acum. Mă, ce? Bătălia, eu n-am făcut bătălia asta. Șerpilor, ieseți așa puțin că cred că urmează bătălia șerpilor, bătălia șerpilor, aaaahahaha. Cine dă mine pierde? E, na, bă, nu mai da bani mine că pierzi. Ia Oana, ai Oana, te rog salvează-ne, te rog Oana, da, cred că te rog salvează-ne. Da.
Veniți în coa, veniți în coa șerpelăilor. Uite Ștefan, ce mic e pe lângă voi. Te rog, bebe, bebe șerpe, te la el, săracu. Ok. Hai, Oana, te rog, salvează-ne, haide, haide, haide. Dă, ia, ce faci aia? Mă, ce? Mă, păi, stai. Na, credeai de mine. Doar, doar Ștefan, dar nici mie nu mi-a făcut nimica. Oana, mai are încă una. No, no, eu și ceva, Oana. Mă, ce? What? Iar a dat un... Mă, ce? Ai de capul meu! Mă, mamă, cât de mare e, Ștefan! Ai de capul meu! Nu, nu mă mușcați, nu mă mușcați, nu! Nu mai da cu poțiunul, Oana! Mamă, ce bine că n-am luat poțiunile alea! Mamă, fraților, ce bine că n-am luat poțiunile alea, pentru că efectiv pe mine nu cred că m-a mărit sau ceva! Mamă, deci Oana... Oana efectiv ne face... Oh my god! Mă, ce e ăsta atât de mare! Păi dacă a dat cu 1000... No, mă, uită-l și pe ăsta la altul! Bă, ce? Doamne, cât de mare e! Oana, să știi că efectiv șarpele ăsta e cât tine. Te poate mânca în 2 secunde, să știi dacă le enervezi. Uite-l câte capete are. Doamne! Deci, Oana, numai din cauza ta. Bă, eu sincer... vreau să vă dovedesc că voi sunteți cei mai mari șerpi și pot să vă bat pe amândoi. Aveți tu pe să, bine, să vă bateți, da, să ne batem cu mușcăturile. Ia veniți în coa. Bine, deci piticule. Ideea este că avem o mică arenă în spatele ursulețului ăluia. Tu, uite că eu pot intra. Ați pierdut din prima voi, deja noi nu poate să intre în ring. Ajută-i. Ajută-i, Oana, ajută-i așa, așa, așa. Gata. Doamne, pune-le înapoi pe alea și fiți atenți, ia, stați toți cu toți într-un colț și o să vreau să ne batem, ați înțeles? Vreau să ne batem cu pumni. Sunt curios care o să reziste. Deci vreau să vă dovedesc că voi sunteți niște șerpi mari. Păi o să-i bat, vrei să vezi, Oana, vrei să vezi? Pariu că-i bat, da, deci dacă-i bat, îmi dai 5.000 de năsoși, ok? Hai, dă startul, Oana, dă startul. Mă, mă, te-abia aștept. Fraților, dacă apăsați pe buton de like, îi batem pe șerpii ăștia doi. Ia, a, ia pleacă-mă de aici, bă, pleacă-mă de aici. Ia pleacă-mă, e, nu contează care-i Jake, bă, nu mai dați-mă în mine, bă. Bă, piticanilor. Bă, pleacă-mă. Păi, dar ăsta e prea mare, nu pot să dau un el. A, a fost scos automat, a fost scos exact, da, da, da. Păi nu contează, nu contează, descalificat. Descalificat, descalificat, descalificat. Bă, nu, eu să fiu șarpele suprem. Și las cu să scot din ring, scot din ring. Nu, nu. L-am scos, adică. Ai trișat. Mă, ce? Ai tras cu armă. Nu e adevărat, Oana, n-am tras. Păi nu, Ștefan a tras, Ștefan a tras, Oana, da, pot să jur. Da. Uite, vezi? Ce mișmă acolo? Ștefan, Ștefan a tras, Oana, okay. Serios, da, eu am câștigat. Da, da. Eu am câștigat. Ștefan, nu mă supăra că folosesc asta. Ia, două. Bă, nu. Săracu Ștefan. Doamne, deci nu pot să cred. Ce, m-a devenit și mai mare sau ce s-a întâmplat? Mă, ce? A fost devenit într-o secundă și acum e mai mare. Mamă, cât de mare e. Pleacă, bă, ai pierdut, ai pierdut, Crizel. Trebuie să-mi dai 40.000 de năsăși. Că ai pierdut, că ești un nobi. Te-a bătut piticanii asta. Piticanii asta. Păi... Ei, a trișat, da, n-am trișat, am trișat, ia stai mă, că mă duc să... Mă duc să împrăștii venind pe patul lui, pe patul lui Ștefan, ia stai așa puțin. Ce te faci? Mă duc să arunc cu venin pe patul tău, Ștefane, ia uite mă că mă enervează el. Ia stai mă, e, ce mă muști tu, ce-mi faci dacă mă muști? Pleacă bă de aici. În primul rând n-ai cum să intri în propria casă, pentru că ești mult prea mare. Bă, nu, lăsați-o pe Oana, lăsați-o pe Oana. Nu, 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 că Oana săraca n-a făcut nimic, mă rog, adică din cauza ei suntem așa, dar... Oh my god, nu, 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 bă, nu pot să intru în casă, Oana, Oana, deci... Spune-mi, hai, vină cu-a. Deci, Oana, vreau, te rog, plecați-mă de aici, plecați de aici, că vreau să facem ceva, plecați de aici. Oana, fii atentă. Hai undeva unde eu pot intra și ei nu pot intra, pentru că vreau să-mi dai un antidot pe care să nu-l dau și lor, să rămână și toată viața. Hai la ursuleț, ok, hai la ursuleț. Deci, ai cumva antidotul corect? Pentru că mă îndoiesc că dacă ai făcut șarpele la tu, 100% ai un antidot bun. Da, mă. Serios? Ce bine. Da. Ia, aruncă pe mine și îți devine înapoi, om, că nu mai vreau să mai fiu șarpelău. Haide, ia. Mă, ce? Oh, what? A funcționat. Oana, a funcționat. Mamă, deci fii atentă, Oana. Și să le zi, mă, după lângă ei și pur și simplu o să râd de aici. Ziceai să râdem de ei și zicem că antidotul a fost unul singur. Nu mai există antidot. Bă, dar stai puțin că... Stai, că ideea e că... Bă, nu, trebuie să facem ceva, Oana, și fii atentă că am o idee.
Deci, fraților, m-am gândit exact în felul următor. Avem armuri de miere, pentru că șerpii sunt alergici la miere și automat nu o să poată să ne muște. Oana, fii atentă, sunt gata, scoate-mă de aici. Ia uite. Mă, ce? Armură de miere, uite. Pentru că șerpii... șerpilor nu le place mierea, deci nu o să mai poată să ne mai muște. Și să putem să mergem să facem mișto de ei, să râdem de ei non-stop, ce zici de asta? Ok, cred. Ia, îți place? Ce părere ai de armura făcută de mine din miere? Da. Ce, e lipicioasă? Ai că nu-i problemă că e lipicioasă un pic, că n-are treaba, acum asta este. Ia, unde ori fi? Uite că sunt pe balconul lui Ștefan acolo, doamne, uite cum stau ca șerpi acolo, îi vezi din tot orașul, tici tu la ei. Doamne, ia, hai, Oana, ești pregătită să râdem de ei? Da. Mama, de-abia aștept. Doamne, cum stau. Ce face șerpilor? Ce face șerpilor? Salutare! Ce faceți? Ce faceți, mă, șerpilor? Te mușcă înapoi. Păi, ideea este că n-aveți cum să ne mușcați, pentru că suntem, de fapt, mierea e imună la chestia a fost la venitul al vostru. Păi, ce faci la mine acasă? Că nici măcar n-ai cum să intri în casa mea, nubule. Ia uite la el. Mă, șerpălăule. Mă, tu cu trei capete. Mă, poți să mă mușc cât vrei, că nici măcar nu mă atingi. Mă, ce faci ăsta? Ce faci? Ce faci ăsta? Nu, șarpe. Bă! E ilegal așa ceva! What? Opa! Mă, ce, Oana, tu-l vezi? Ce? Ai de capul meu! Păi tu vezi că măcar nu știe să conducă! Păi eu văd video! Doamne, pleacă, mă, coboară, mă, din mașina mea, dă-te jos din mașină! Bă, ce mi-ai făcut aici? Uite-te și tu la el s-a urcat pe mașină! Bă, Oana, fii atentă! Deci m-am gândit așa în felul următor, șerpălău Crisnel și șerpălău Ștefan. O să rămâneți șerpi pentru toată viața, pentru că a fost un singur antidot și acel antidot a fost dat pe mine și eu acum sunt singurul care mi-am revenit. Stai liniștit că casa mea e antigloanțe. Ce dai, mă, în mine, bă? Bă, șarpe ce ești? Bă, șarpe ce ești? Da, casa mea nu e anti. Ștefane, hai să rămân scop până aici să spargem. Păi n-aveți ce să-mi faceți, n-aveți ce să-mi faceți. Nu se sparge, păi de miere. Miere lipicioasă, nu se sparge niciodată. Efectiv e permanent armura asta și nu o să mă transați niciodată. Bă! Câinele nu e acolo, l-am dus într-un loc secret. L-ai dus într-un loc secret, bravo. Mamă, deci fii atentă, Oana, eu chiar zic... Câinele are Jackie. Păi și ce crezi, mă, că ăștia sunt câini înghețați și că poți tu să-i muști pe ăștia? Nici măcar nu poți să intri în curtea mea, ba să-i muști. Nici nu poți să intru. Mă, ce? Oana? Ce-ai făcut? Oana, ai grijă, Oana. Mă, ce? Că ți-am mușcat cățelușii? Mă, mare și pisici. Nu, fraților. Nu. Ce? Stai, dacă Oana, am o idee. Nu. Păi și cum intri tu sus aici? Cum intri? Uite. Doamne, sare șerpălău pe trambulină. Hai, mă, șarpe, sărim pe trambulină. Ia, fii atent. Mă, ce? Doamne, da. Oana cumva este doctorul nebun? Oana, tu ești doctorul nebun? Păi și... doctorița nebună. Păi și atunci cum faci tu chestii de-astea? Adică ne-ai făcut șerpi pe toți, mă rog, l-ai făcut pe Ștefan șarpe și din cauza lui am devenit toți șarpe. Dar păi de ce? Dacă nu mă faci înapoi, Ștefan. Mănânc toate animalele. Păi ce? Bă, dar stai puțin, ăsta a devenit mai mic sau nu se pare mie? A, nu, e tot la fel de mare. Ia pleacă, mă, ia du-te mă jos acolo. Nu vreau să... Plecați, mă, șerpilor. Fără șerpi sus, fără șerpi. Doar aici, doar oameni reali, fără animale de companie sus aici. Yay! Ce ne distrăm? Lăsați, bă, câinii în pace. Bă, lăsați-mă câinii, n-auziți? Pleacă-mă, plecați-mă de pe plotul, Oana, ia plecați, câinii. Hai, dispăreți fără șerpi. Ia, Oana, trebuie să facem, cum se cheamă chestia asta? Bă, stai mă că Jackie are mai mulți câini. Păi da, bă, dar sunt imuni, bă, nobule, bă. Doamne, asta n-are nicio treabă, Oana, de ce? Vai de capul lui, săracu. Hai. M-a scos arma, ia. Hai să facem o dezinfecție de șobolani, dacă știi ce zic, adică de șerpălăi. Ia stai așa puțin. Ia, vină, mă, ia trage-mă în ei. Bum, ia uite, s-a dus șerpălăul Crisnel. Ia vină, mă, șerpălăul Ștefan. Ia vină, mă, na, șerpălăul Ștefan, na. Ce faci tu acum? Ce face el acum? Ce face el? Ce să văd eu, că nu o să mai poți să mai faci absolut nimic. Oana, fii atentă. Și ce vreau, mai dă opoziția să-l faci și mai mare, ca să mai poți să mai stea nici în oraș, ce zici? Ia uite-l, du-te, hai să-l prindem, hai să-l... Mă, ce face ăla? Doamne, stă pe casa lui Fonzo, mi-e cam frică sincer de el. Ai de capul meu. Să aruncăm puțin asta. Oana, aruncă puțin apel, aruncă repede. Aruncă. Bravo! Mă, ce ai făcut?
Ai de capul meu! Mă, ce poțiune i-ai dat? Ia cade, cade! Și bum! Doamne! Mă, ce-a făcut? Ce s-a întâmplat, mă, cu șarpele Ștefan? Deci cred că Oana a dat-o puțin mai greșit. Da, cred că Oana n-ai voie în laboratorul meu, să știi, adică o să ai interdicție în laboratoarele tuturor cetățenilor de noi, pentru că... Da, adică e bine totuși că eu nu mai sunt șarpe exact ca urâțenia asta cu trei capete de aici. Mă, ce? Ăsta e la primar aici? Ce face, mă, că l-am auzit? Ștefan? Unde e ăsta? Mă, mă, ce face J.K. Rău? Voi îl vedeți pe J.K. Rău? E în cubul ăla de diamant. Mă, ce face? Ia uite-l. S-a făcut una cu cubul, vedeți de când a stat aici atât de mult. Săracul. Unde-i, mă, Ștefan? Mă, Ștefan, a, uite-l, uite-l pe Ștefan, uite-l. Ștefan, ce faci aici? Mă, Ștefane, ce faci? Bă, bă, vrea să-l elibereze pe J.K. Dar într-un bloc. Bă, bloc. Pleacă, mă, de aici. Deci într-un bloc. Nu contează. Nu le... Oana, dă-le, dă-le și lor antidotul, dă-le și lor antidotul. Haide. Bine. Dă-le, dă-le, că ăștia-s nebun și o să-l elibereze pe J.K. rău, așa, bravo. Ia, uite. Băi, unde pleci? Unde pleci? Unde pleci? Unde pleci? Unde pleci? Unde să plec? A, te duci acasă la tine? Păi de ce te duci acasă la tine, o? Vrei să vezi că... Se-mi repar casa, mi-i spar geamurile. Mă, ce se întâmplă? Care a tras în mine așa? Cristinel? Nu, cine a tras? De ce ai tras în mine? Nu. Oana... Ce, bă? A, da? Ia stai mă așa. Na. Ia uite, ia spar din casă. Bă, unde te duci? Unde te duci, mă? Ce faci aici? Ce faci? Ce vrei să... Bă, pleacă, dă-te jos din mașina mea. Băi, lasă mașina. Dă-te jos din mașina. Nu. Mi-a furat mașina. Mi-a furat mașina, Oana. Bă, adevărul și care este... Cică-i primar. Că... Cred că o să te las în laboratorul meu să-l transform în altceva mai urât decât un șarpe. Este...